Ilie Bolojan pare să fie cel mai dorit premier din România. Se vehiculează că acesta ar fi propunerea liberalilor pentru funcția de premier dacă Nicolae Ciucă ar câștiga alegerile prezidențiale. O variantă pe care se pare că o agrează toate partidele politice. Bolojan este președinte al Consiliului Județean Bihor și este recunoscut datorită multitudinii de fonduri nerambursabile accesate. Partidul Național Liberal se pregătește să-l propună pe Ilie Bolojan, actualul președinte al Consiliului Județean Bihor, pentru funcția de premier în cazul în care Nicolae Ciucă va câștiga alegerile prezidențiale. Această mișcare sugerează că liberalii își doresc un lider cu experiență în administrație, iar Bolojan pare să fie o alegere viabilă. La ultima întrunire a liberalilor, acesta a avut un discurs în care a punctat problemele financiare pe care guvernul le are. Știți ce înseamnă un deficit de peste 20 de miliarde de euro? Vă rog să vă gândiți că un kilometru de autostradă sau de drum expres înseamnă 10 sau 15 milioane de euro. Înseamnă că am putea avea 1.500-2.000 de kilometri de autostrăzi în România într-un singur an, numai din deficit. Nu vorbesc din total de credite. Nu vorbim de Autostrada Unirii, de care vorbea colegul nostru de la Iași. Vorbim de cât a făcut România în 30 de ani. Asta nu se vede, pentru că nu tratăm lucrurile corect. Și eu cred că o bună guvernare trebuie să facă câteva lucruri. Trebuie să avem un guvern și un stat eficient. Nu mai putem să mergem în această formulă, orice s-ar spune. Avem instituții centrale care nu justifică activitatea. Bolojan a ridicat și problema angajărilor tinerilor în sistemul public. Gândiți-vă că tinerii noștri au o stare de nemulțumire și neîncredere. Pentru că cea mai mare parte din angajările din sistemul public le percep că se fac cu pile. Eu cred că nepoții demnitarilor au un loc în țara asta. Dar nu cred doar în nepoții demnitarilor talentați. Și în faptul că visul românesc înseamnă pile, cunoștințe și relații. Cred că visul tinerilor români trebuie să însemne muncesc, sunt talentat, sunt respectat pentru treaba asta și îmi pun într-adevăr în valoare talentul. Și atunci mai mulți tineri vor sta în țară. Dar pentru asta trebuie să facem angajări corecte și meritocrație în sectorul public. Cred că regulile bune schimbă puternic comportamentele și trebuie să le susținem peste tot. În 2008, Bolojan a fost desemnat candidatul PNL pentru primăria Oradea, fiind ales cu 50,3% din voturi, ceea ce a marcat o premieră pentru oraș. A fost reales primar în 2012 și 2016, obținând la cel din urmă mandat 70,95% din voturi. În 2020 a fost ales președinte al Consiliului Județean Bihor, conducând PNL la un rezultat de 61,5%. În iunie anul acesta a fost reales la șefia Consiliului Județean.